Bună seara și bine ați revenit la un nou videoclip de pe canalul meu de YouTube, intitulat Mircea Pavalache, IT și Tech. În această seară voi face review telefonului Huawei P20 Lite. Ce mi-a atras atenția asupra cutiei este faptul că logo-ul Huawei și numele dispozitivului este printat cu cernelă de soia. Atenție, când vă cumpărați dispozitivul pe cutie, trebuie să fie numărul de model ANE LX1, sărut mâna ANE. Culoarea pe care o avem în momentul de față este Midnight Black, cu 64 de giga memorie internă și 4 giga de RAM. Acest model are două IMEI-uri, deci este un dual SIM, dar o să vă spun de care. Iar acum haideți să trecem la unboxing. În cutie se află, bineînțeles, telefonul. La prima vedere, când deschide cutia, găsim cheița care pentru accesarea sertarului de SIM, un sticker cu Huawei, visit website for customer support, manual de utilizare Quick Start Guide, manual în limba chineză în care se despre telefon și certificatul de garanție de astfel. În cutie mă scuzat. Mai avem și încărcătorul Huawei Quick Charge, switching power adapter care încarcă 5V cu 2A sau 9V cu 2A. Cablul de încărcare și, bineînțeles, căștile de la telefon. Iar acum să trecem la prezentarea telefonului. Acesta este Huawei P20 Lite. Telefonul a fost lansat în luna martie anului trecut. După cum am spus, varianta pe care o avem și căreia îi facem review este ANE LX1. Se găsește în varianta single SIM, dar varianta căreia îi facem review este una hybrid dual SIM și o să vă arăt de ce imediat. Imediat după ce desfacem sertarul de SIM, o să vedeți că avem două variante. Se poate pune ori două SIM-uri, dar în acest caz nu se va mai beneficia de micro SD, fie un SIM și un micro SD. Din aceste motive este hybrid dual SIM. La capitolul ecran avem un ecran de 5,82 de inci. Telefonul cântărește 145 de grame și măsoară 7,4 mm grosime. La capitolul procesor avem un procesor Hai Silicon 659 octa-core, ce este ajutat de un accelerator grafic Mali T830 MP2. La capitolul camere foto avem
Avem camerele principale, una de 16 megapixel și una de 2 megapixel. Cea de 16 megapixel are o deschizătură de F2, adică apertura, și cele din față sunt de 16 megapixel și 24 de megapixel ambele cu F2. Raportul screen după ratio este de 19:9, aproximativ 432 de pixel per inch, și rezoluția ecranului este 1080x2180 de pixel. Ca și scor Antutu. Ca și scor Antutu, telefonul nostru a obținut 88.413 puncte, ceea ce îl clasează pe locul 51 sub Asus Zenfone 5 și Huawei Mate 20 Lite. Ca și CPU avem Helicon Kirin 659, octa-core, 4 procesoare sunt date de la 1709 MHz și 4 sunt adaptate la 2362 MHz. Este un procesor pe 16 nanometri cu o arhitectură pe 64 de bits. Avem refresh rate de 60 de Hz, un ecran IPS LCD. Avem o rezoluție a ecranului de 1080x2180. Ca și funcții importante, avem recunoaștere facială, Face ID și pe partea din spatea telefonului, senzor de amprentă și în setări există o funcție la afișare. Există funcția de notch, pentru că telefonul vine și cu acest notch micuț, se poate desactiva. Așa este desactivat și așa este activat. Bateria acestui telefon este de 3000 mAh și prețul în momentul de față este variază între 1000 și 1200 de lei în funcție de comerciant. Și am uitat să vă spun că pe laturi avem pe latura aceasta avem sertarul pentru SIM, pe latura aceasta avem un microfon cu active noise cancelling pentru anularea scomotelor de fond, pe latura aceasta avem butonul de power standby și butoanele de volume down și volume up. Și pe partea aceasta avem microfonul, încă un microfon pentru anularea scomotelor de fond, USB-ul care de această dată este USB de tip C,
de USB Type-C on the go și jack-ul de 3,5 mm pentru căști. Sper că v-am făcut și pe voi să îl cumpărați acest telefon. Așa că, la revedere, o spună, ne vedem videoclipurile ce vor urma.